La ora 3 și 14 minute în această dimineață, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, am fost informați despre faptul că în Constanța, pe Alea Egretei, la un bloc de locuințe, pe plus 3, a avut loc o explozie urmată de un incendiu. Din primele momente au fost alocate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autoscări, o descarcerare, 3 SMUR de tip B, o autospecială pentru transport victime multiple, precum și 3 ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța. Incendiul a fost lichidat în mai puțin de o oră, iar misiunea de evaluare a pagubelor a fost finalizată în această dimineață la ora 8.